odată la câteva minute sau chiar secunde, pe Facebook-ul tău apar o grămadă de știri, imagini și clipuri. Titlurile sunt date pe scurt sau doar o porțiune, articolele până la un punct, iar clipuri doar frânturi. Și trebuie să dai click ca să citești sau să vezi totul. Știrile și ele apar rapid, tot mai multe și din tot mai multe surse. Dar unul din 5 români distribuie zilnic cel puțin câte o știre falsă, fake news. Și atunci cum știi care știre este reală, care este falsă sau neadevărată, adică fake news, și care este doar o simplă exprimare de opinie? Acestea sunt întrebările pe care mulți oameni și le pun astăzi. Iată câteva caracteristici pe care sigur le are o știre falsă, un fake news, una neadevărată sau ticluită. În primul rând, titlul este foarte atractiv. Pensii mai mari de la 1 ianuarie. După ce intri pe articolul respectiv, afli că e doar un proiect de lege sau e doar o discuție sau se vrea pe viitor, dar nici de cum o lege aplicabilă. Vitamina C combate coronavirusul. Farmaciile și-au făcut stocul cu această vitamină. Nu reușesc ăștia în laboratoare și cu vaccinuri și atunci merge cu vitamina C? Pască otrăvită de Paște. Nu luați, nu mâncați pentru că vrea ortodoxia să ne omoare. 5G-ul, metodă de exterminare a populației. Se plantează antene peste tot ca să ne omoare ca pe pui de la abator. Ei bine, cu astfel de titluri îți vei da seama că cel mai probabil știrea pe care ai citit-o este falsă. În al doilea rând, știrea falsă are poze foarte bine trucate, atractive, par ireale, retușate sau compilații, suprapuneri. Îmi aduc aminte că am văzut o poză foarte interesantă. Era vorba de o ilustrație cu Ion Iliescu într-un coșciug, dar era cu ochii deschiși și trăgea cu ochiul. Bine, articolul spunea că Ion Iliescu a murit. După ce deschideai, aflai de fapt că a murit de ciudă sau de nervi când afla că președintele sau nu știu ce partid a spus ceva despre el. Se numește clickbait. Este ceva care vrea să te prindă să accesezi, să dai clicul și apoi îți vinde gogoașa. Apoi, în al treilea rând, mai este și textul. La o știre falsă este scris ca să dea bine, poate nu prezintă realitatea pură, ci un fel de realitate îndulcită. E posibil să fie tradus direct din engleză și vei observa multe greșeli de redactare și erori care nu apar în limba română în mod obișnuit. Sau poate că apare ca o compilație de multe texte sau informații grămadă puse acolo toate la oaltă, fără nicio legătură. De ce tot mai multe fake news în ultima vreme? Știrile false sunt informații intenționat false, care au anumite scopuri sau urmăresc ceva. Manipularea unui segment de populație, atacul unui grup, unui partid, a unei mișcări, schimbarea unei mentalități sau a unor tradiții, a unor lucruri care pentru unii reprezintă amenințări și așa mai departe. Respectarea principiilor jurnalistice ale ofertei de informații și publicitate nu se supraveghează de nicio culoare astăzi în mediile virtuale. Așa că orice frustrat își poate face un blog, un site de știri și să scrie și îl taie capul. Și implicit să dezinformeze o parte din populație. Și un al treilea motiv pentru care fake news sunt în floare este tocmai faptul că pensionarii și oamenii de vârsta a treia au acces astăzi la Facebook și la alte rețele. Iar ei sunt cei mai ușor de dus de nas. Ei distribuie cele mai multe fake news-uri astăzi. Bunica și bunicul. Așa că ce facem? Cum distingem între o știre adevărată și un fake news? Cine dorește să fie bine informat trebuie să consulte mai multe surse independente, nu doar Facebook-ul și alte rețele de promovare media. Fii atent la adresa site-ului de pe care este știrea. Recent, Comisia de Securitate a închis un site pentru că difuza fake news. Se numea www.breakingnews.xyz. Evident că numele spune ceva. Fii critic, fii atent la relatările exagerate și la lipsa citării de surse serioase. Trebuie să fii întotdeauna critic față de toate informațiile, nu le lua de bune. Fii atent la tema știrii. Dacă susține vreo teorie a conspirației, vreun leac minune sau vreo lege cu alocații, pensii, bani dați grămadă de la guvern, poți fi sigur că 99% știrea este falsă. Vezi dacă știrea provine dintr-o sursă de încredere. Și vezi dacă are vreo rubrică de contact, un nume, o adresă, un telefon. Portalurile și platformele serioase furnizează întotdeauna informații transparente și cercetează contextul. Dacă pe canalul de socializare sau pe blogul respectiv sunt doar teme controversate, articole îndoielnice sau surse sceptice, atunci acea sursă nu este de încredere. Dă X cât mai repede. Nu în ultimul rând, analizează textul știrii. Tonul ei este exagerat, iar detaliile sunt prea simple sau sumare. Nu există nicio sursă citată, niciun link, nicio statistică. Apar greșeli de traducere? Atunci e fake news. Ce e trist este că România se află în topul țărilor cu fake news-uri.
Se pare că unii români vor să facă afaceri foarte simple. Adică să facă bani de pe clicurile românilor curioși pe știrile lor atractive. Așa că navighează cu prudență. Citește critic și fii foarte selectiv.